citesc. Explică în legătură cu plângerea cetățeanului Eugeniu Tocarciuc că sunt activist civic și promovez libertatea de exprimare. L-am înregistrat pe domnul Andrei Sagaidac pentru că a dorit să afle lumea despre problema lui. Nu am susținut cele declarate de el și nu am făcut declarații calomnioase. Consider că informațiile difuzate de mine pe internet sunt opinii, judecăți de valoare, critici la adresa mai multor funcționari, inclusiv domnul Tocarciuc, care este procuror. Libertatea de exprimare este un drept fundamental, apărat de Constituție, CEDO, adică Convenția Europeană a Drepturilor Omului, DUDO, adică Declarația Universală a Drepturilor Omului, și Legea despre Libertatea de Exprimare. Conform practicii Curții Europene a Drepturilor Omului, TEDO, dreptul la exprimare poate șoca, deranja, dar trebuie să fie protejat ca fiind fundamentul democrației. Pot să-i ofer domnului Tocarciuc drept la replică, pot filma o polemică între cei doi, dar nu sunt de acord să-mi cenzurez mesajele și nici să-i astup gura lui Sagaidac. Ce se explică acolo? Clar. Nu. Sunt publicate pe canalul meu, da. Corect. Unde vă aflați când am filmat pe domnul Sagaidac? Asta e întrebarea mea și am scris răspuns. Da, păi nu mi-amintesc. Ați zis că pe 21 eram în parc sau nu, pe 23 eram în parc. 21 eram la Râșcani. La Râșcani, în judecătorie. Aveți în careva relații cu domnul Eugen Tocarciuc? Adică nici nu știu cine. Nu știu cine, nu l-am văzut niciodată la față. Cunoașteți numai spusele domnului Andrei, da? Da, da. Scris de roșu, opoziție. Știi că nu ați comentat în niciun fel declarațiile domnului Sagaidac, da? Am auzit asta. Da, sau puneam la îndoială. Scris, vă rog, adică nu cunoașteți locul în care vă aflați când ați postat video de pe canalul nostru pe YouTube, să curăște. Mai aveți ceva de rugă? Nu. Declarația a fost scrisă de mine personal pentru ce mă semne data semnătură. A spus că plecați mâine în România și când reveniți? Da, câteva zile. Două, trei zile. Faci ceva, vă telefoniți, parcurs sau colegii de lucru care deja, dacă o să mai am careva întrebări. Pățit harta asta, că e așa tărcată. Ani. Ploua aici sau e cu vârstă? A, de la aer, de la aerul umed. Aerul umed, da. Până acum. Dumneavoastră, cum ziceați că vă numiți? Dumitru Pascal. Pascal? Pascal Dumitru, da. Mulțumesc. Poliție de la Ciorescu m-a chemat să mă audieze la plângerea unui procuror, Tocarciuc. De la mine, de la Sângerei, da? Nu s-o plâns pe fapte de ale miele de la Sângerei, s-o plâns pe un interviu dat de un fin al lui sau nănaște al lui, nu știu ce. Pe care le-au considerat declarații calomnioase. Ați văzut că am explicat, nu mă consider vinovat. Apăr și promovez libertatea de exprimare și consider că Sagaidac acela a emis judecăți de valoare, opinii care sunt protejate din norma constituțională, de legea specială, specializată, legea libertății de exprimare și de Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Invocați-o, cunoașteți-o, folosiți-o.